Vasile Popeanga a declarat în cadrul emisiunii Direct la Subiect de la Gorj TV că suplimentarea pensiilor nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni, mai ales pentru cei care au votat Uniunea Social-Liberală în 2012. Electoratul românesc a dat un vot masiv USL-ului. În acel program de guvernare erau prevăzute să fie reîntregite toate drepturile care au fost tăiate în perioada anterioară. Unul din aceste drepturi a fost și pensiile parlamentarilor, pentru că parlamentarii aveau pensii calculate pe un alt sistem. Deci aveau pensii speciale. Electoratul a votat, se scuză deputații, deși în același program de guvernare era vorba și de 1 milion de locuri de muncă. În această direcție nu s-au ținut de cuvânt parlamentarii. Explicația, calculele s-au făcut altfel. Sigur, atunci când au fost date aceste pensii și cele 9 categorii sau 10 categorii socioprofesionale care au primit aceste pensii speciale, nu s-au făcut atunci atâta scandal. Deci a fost în programul de guvernare. Electoratul a votat acel program de guvernare. Noi am încercat să, într-adevăr, în același program de guvernare, domnule Popeanga, era și 1 milion de locuri de muncă, sigur, erau că da. Foarte multe lucruri. N-au votat special pensiile. Încă o dată. Deci mi-aș cerut ca să vă dau o explicație. Sigur, și acel 1 milion de locuri de muncă, cei care au fost la guvernare au explicat câte locuri de muncă s-au creat, ce probleme au fost și așa mai departe. Deci, asta a fost explicația. Sigur, calculele au fost altfel făcute. Pensiile rezultate acum sau indemnizațiile rezultate acum sunt mult mai mici decât erau pensiile speciale care se calculau pe altă metodologie. Dar mult mai mari decât ce câștigă un pensionar. Da, sigur. Parlamentarii și-au asigurat bătrânețile în urmă cu 2 săptămâni când au votat aceste suplimente la pensii. Practic și-au acordat între 2 și 6 mii de lei lunar la pensie în funcție de numărul mandatelor petrecute ca senatori sau deputați. Popeanga cere chiar o analizare a acestor pensii. Asta este situația, trebuie să ne însușim, sunt normale criticile, eu sunt de acord, sunt peste ceea ce câștigă majoritatea pensionarilor. Asta este situația, dar eu cred aici și o spun cu toată convingerea și sigur și foarte corect. Eu cred că ar trebui analizate aceste pensii speciale. Dacă e nevoie în România să într-adevăr să fie pensii speciale sau nu este nevoie. Iar cireașa de pe tort a venit la 1 săptămână distanță. Le-au făcut cadou și aleșilor locali pensii speciale. În ultimul caz, guvernul a sesizat Curtea Constituțională.